Astăzi fiind cam frig afară, căci astă noapte Baba Iarna a cernut un păspai de zăpadă deasupra târgului, n-am căutat un loc mai călduț și avem de gând să intrăm în holul hotelului Traian. Nu pe degeaba, fiindcă și zidirea aceasta impozantă din centrul Ieșilor are o istorie interesantă, ba chiar foarte interesantă. Așa că, stimați telespectatori, vă invităm la o vizită în hotelul Traian. N-o să vă pară rău. Istoria acestei frumoase clădiri începe prin anul 1876, în primăvară. Atunci, în gara Iași, sosea un grup de specialiști franțuși, înconjurați cu un morman de balize, diamantane și lăzi, pe care scria emblema Alexandre Gustave Eiffel. Solicitat pentru asemenea structuri în toată lumea, Eiffel avea deja în lucru un pod Maria Pia, un viaduc și câteva poduri în Vietnam, și tocmai încheiase un contract cu guvernul de la Petersburg pentru a construi un pod peste râul Prut, între stațiile de cale ferată Ungheni, de pe linia rusească Odessa-Ungheni și stația de cale ferată Ungheni, România, de pe linia Iași-Ungheni. Și astfel Gustave Eiffel rămâne la Iași un timp pentru a deschide lucrările care aveau să rămână pe seama specialistului în poduri metalice Fragno. Întrucât firma construia și livra poduri la pachet, cum se spune, sau în limbajul nostru de astăzi, sub formă de chituri, se trimiteau din Franța elemente gata prelucrate și erau numai montate și îmbinate pe teren cu nituri calde care aveau menirea să execute o îmbinare foarte bună după răcire. În câteva luni de zile podul era gata și în noiembrie s-a anunțat deja că se puteau începe probele. Acestea aveau să se execute odată cu recepția în 12 februarie 1877, de față, bineînțeles, cu marele comandant al firmei, cu celebrul constructor Alexandre Gustave Eiffel. Dânsul a stat mai mult timp în perioada respectivă și a intrat în legătură cu primarul Iașilor de atunci, Scarlat Pastia.
respectivul era jurist, un om cu multă inițiativă, care dorea ridicarea Iașului în rândul marilor centre europene. Și cum, în fosta capitală a Moldovei nu exista un hotel impozant, și-a propus realizarea acesteia chiar primarul Scarlat Pastia. A purtat discuții, probabil la un pahar de cotnar, cu Eiffel, în restaurantul hotelului România, cum se numea fostul Han Bacalu, aflat chiar aici în spatele meu, pe trotuarul din fața cinematografului de astăzi, Victoria, și împreună au pus la cale planul acestui frumos hotel. Oricum, în martie 1880, lucrările începuseră. Erau conduse de același inginer Fragno, care executase podul de la Ungheni și mai înainte făcuse chiar o ofertă pentru instalații de apă. Construcția hotelului s-a încheiat și s-a sărbătorit la sfârșitul anului 1882. Complet dotat, noul hotel apare înscris la Camera de Comerț în iulie 1884 sub numele de Scarlat Pastia, care nu s-a putut bucura de frumoasa realizare, căci a intrat într-un grav impas financiar. Scarlat Pastia rămânea și fără hotelul România și fără noul hotel numit între timp Traian. Hotelul a intrat imediat în circuitul voiajorilor și al vizitatorilor orașului Iași și are o mulțime de amintiri pe care le vom prezenta în continuare. Cum spuneam, luate în atenție chiar din primele zile ale deschiderii festive, hotelul avea să găzduiască importante activități și acțiuni culturale din orașul Iași. Una rămasă în paginile istoriei este aceea din 21 octombrie 1884, când un grup de intelectuali ieșeni, în frunte cu poetul Miron Pompiliu, luau inițiativa să sărbătorească centenarul lui Horia. În acest scop, în sala restaurantului hotelului Traian, se organiza o masă festivă cu vreo 150 de participanți, la care se aduceau elogii și se aminteau faptele Horia Cloșca și Crișan. Spre sfârșitul mesii, deodată se ridică de pe scaunul său Ion Creangă și spune revoltat: s-au pomenit aici nume mari, s-au adus mulțumiri și s-a adus recunoștința eroilor ardeleni, dar totuși nu s-a spus nimic despre poetul Mihai Eminescu.
acel care a realizat tulburătoarea poezie Doina. Ridic paharul pentru Mihai Eminescu. Poetul se găsea de față, era modest. Stătea tăcut pe un scaun la masă. Toți comesenii au început să strige: trăiască Eminescu, să vorbească Eminescu. Eminescu, de felul lui, niciodată nu căuta să afirme în primele rânduri și spun maturii timpului într-o notiță lăsată într-un ziar că poetul s-a ridicat cu un pahar în mână și l-a închinat țărăninii românești, pentru care dânsul a declarat că are cea mai mare recunoștință, ei ducând mai departe tradițiile și limba poporului. O altă întâlnire deosebită care a avut loc în hotelul Preian a fost aceea din 24 octombrie 1884, deci la câteva zile după comemorarea lui Horea, numai că de data aceasta se sărbătorea aniversarea Societății Literare Junina. În acest scop au venit de la București juniniștii retrași acolo, în frunte cu Titu Maierescu, Teodor Rosetti, Barbu de la Vrancea și între ei Ion Luca Caragiale.